Viscolul care s-a abătut sâmbătă și duminică asupra județului Suceava a provocat mai multe probleme. Începând de sâmbătă noapte, 5 drumuri județene au fost închise circulației rutiere, după ce carosabilul a fost acoperit cu un strat gros de zăpadă. Este vorba despre drumurile Verești-Fântânele, Siret-Mușenița, Hârtop-Vulturești-Liteni, Stroiești-Vâlcele și Forăști-Manolea. Luni dimineață încă se înregistrau probleme pe drumul Forăști-Manolea. 18 suceveni care fac dializă au fost reținuți la Spitalul Județean de Urgență pentru a nu fi în pericol pe drum. Autoritățile locale au inventariat femeile însărcinate în luna noua pentru a le aduce la spital. Din cauza viscolului, aproape 3.000 de locuințe din județul Suceava au rămas fără alimentare cu energie electrică în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cele mai mari deranjamente s-au înregistrat în localitățile Fălticeni, Vulturești, Pleșești și Liteni, unde au fost afectați 2.000 de abonați. La Boroaia au fost 200 de locuințe fără energie electrică, iar în alte localități au fost sesizate alte 700 de deranjamente individuale. Luni, energia electrică a fost întreruptă pentru alți 3.000 de abonați pentru remedierea unor avarii. Deranjamentele au afectat 800 de consumatori arondați liniei de medie tensiune Vicov-Bilca, 400 de consumatori din Dărmănești, Zvoriștea și Grămești și 1.800 de locuințe din Ilișești, Bălăceana și Vâlcele.